Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției numărul 224 din 25-8-2023 a primarului Comunei Cleja. Prin consultare condiții de prezență, rezultă că toți consilierii sunt prezenți. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31-7-2023, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău la 30-6-2023, inițiator primar Petru Iștoc, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și servitute către SC Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren din Comuna Cleja, județul Bacău, inițiator primar Petru Iștoc, proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului stimulentului financiar pentru nou născuț aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 52 din 31-07-2023, inițiator consilier local Andrei Laslău. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna septembrie, inițiator primar Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2023, inițiator primar Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor imobile în suprafață totală de 864 de metri pătrați, situate în Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău, strada principală numărul 1, identificate prin carte funciară 6309, Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova și aprobarea draftului de contract, inițiator primar Petru Iștoc și diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Deci 8 voturi pentru, da? Domnul președinte, vă rog să predați. Trecem la proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal de ședință ordinară a Consiliului Local din data de 31-7-2023. Se supune la vot. Aveți obiecții? Se supune la vot. Cine este de acord? Împotriva, ține o proiectă. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, la data de 30-6-2023. Aici, dacă ne puteți, două proiecte. Da, la data de 30-6, veniturile realizate au fost în procent de 49,1%. La secțiunea de funcționare 117,39%, deci s-a depășit în casă preconizate, la capitolul dezvoltare 2,69%. Cheltuieli efectuate, pe partea de funcționare s-au efectuat 74,57% din cheltuieli, din bugetul prevăzut, pe partea de dezvoltare s-a cheltuit un procent de 2,10 din prognozare. La partea de dezvoltare, plățile au urmat cândva în luna iulie, august, după ce s-au predat proiectele și documentațiile. De asta apare procentul ăsta așa de mic de realizare. Veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 5.642.522 lei, veniturile secțiunii de dezvoltare 185.160 de lei. Dacă doriți să detaliem după tipul acestora, la cheltuie, dacă doriți. Dacă îmi dea cineva. Nu. Dacă îmi permiteți. Da, spuneți. Cam puțin la dezvoltare, 2,3% la realizare. Păi tocmai am explicat, acestea sunt cheltuieli, adică plățile efectuate. Dacă nu s-au depus documentații, nu s-au făcut lucrări, noi nu am avut ce plăti. Plățile se efectuează în momentul în care se fac lucrări, se execută lucrări, se recepționează și după aceea se plătesc. Da? Plățile au urmat în iulie, în august, de acum urmează plățile. S-au depus documentații la parcuri, încep lucrările la parcuri, au început deja lucrările la parcuri, acum sunt în licitație anumite proiecte, deci de-abia de acum începe. Da, dezvoltare înseamnă dezvoltare, nu alte cheltuieli, alte cheltuieli. Dacă nu mai sunt întrebări, se supune la vot. Cine este pentru? Deci 8 voturi. Abținere,
Proiectul numărul 3. Proiectul numărul 3 privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute către SECE de gaz GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren din Comuna Cleja, județul Bacău. Pe strada Șoimului se face alimentarea cu gaze naturale. Se fac lucrări și pe perioada trebuie să dăm cu titlul gratuit de gazului ca să execută aceste lucrări, după care ne revine, dispare dreptul de uz și revine terenul nostru. De 32 de metri pătrați către conducta de gaz, pe lungimea de, nu știu, 60-70 de metri. Se supune la vot. Da, am eu o întrebare, nu neapărat în legătură cu proiectul, dar tot pe topicul gazelor din comună. Care e statusul celorlalte sate de care nu au gaz? Pe Valea Mică suntem cu proiectul gata. Ultimul aviz așteptăm de la drumurile naționale. Nu știu, astăzi trebuia să... Da, pentru conducta care vă amintește paralel cu 85 și cealaltă din Zabușca? Astea așteptăm la diverse. Nu, dar să nu pe partea de Valea Mică, deci proiectul inclusiv partea asta de 2000 de metri, după obținerea avizului, obținem avizul autorizat de construcție și putem anul ăsta, cred că avem gaza. Și Somușca? Și partea de Somușca este în derulare. Noi deja am obținut banii și se lucrează la proiect. Erau două proiecte diferite. Da, este depus în cadrul Langhe Salinii, am primit comunicare că a fost aprobat. Deci anul ăsta o să înceapă lucrările să fie. În prima lucrare, la Aghiața Linii nu. Adică partea de Valea Mică, vorbesc de la jumătatea satului în sus, se face după ce terminăm lucrarea asta de la stradă, cum ar veni. Ai bun, da, o rugăminte, toate problemele astea le discutăm la diverse. Trecem din proiecte, după aceea... Inițial mi-ați dat cuvântul, după aceea nu puteți să-mi retrag. Nu cred că merge la mi-a zis domnul primar că... Eu sunt președinte de ședință, domnul primar e invitat. Vine atâta timp la ședință, de parte mi se știe treaba asta. Se supune la vot. Cine vrea? Potrivă? Da, cine? O. Patru. Proiect de hotărâre privind modificarea contului stimuletului financiar pentru nou născut, aprobat prin HCL Cleja, numărul 52, din 31.07.2023. Este vorba de la 1000 de lei la 2000 de lei, așa cum s-a discutat. Ok, nu sunt. Se supune la vot. Aici aș vrea să fac o precizare. După aprobarea proiectului, să publicați pe site-ul primăriei cu ce documente trebuie să vină, și cum se poate face plata, se face pe card sau se poate da și cash, numerar, adică să știi, poate să... Da, asta se poate și numerar. Da. Și asta să fie procedura clară și simplă pentru toată lumea. Bun, mai sunt întrebări? Se supune la vot. Cinci. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna septembrie 2023. Propuneri. Bine? Domnul Mihai. Da, domnul Bejan tot eu propun. Da. Nu mai sunt propuneri. Asta. Se supune la vot, cine e pentru. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 anul 2023. Deci, dacă mi-am aminte, s-a aprobat depunerea unui proiect pentru dotarea cu mobilier și materiale didactice, echipamente digitale, un textul de învățământ, pe un vestaj și am putut să le punem să ne punem la fel. Acest proiect a fost aprobat, s-a semnat în finanțare. În cadrul acestui proiect avem și noi de contribuit cu o sumă. Suma cu care trebuie să contribuim noi este 103.050, el a prevăzut deja 50.000. Ca să putem porni implementarea proiectului, mai avem nevoie de 63.050. Având în vedere că, prin ordonanță, ni s-a interzis
achiziționăm mobilier, aparatură birotică și alte active corporale. Am diminuat suma de acolo, din lista de investiții, am luat 18.000. Scuzați. Așa, și faptul că primăria, noi am alocat niște bănuți pentru primărie în cazul în care se semnează contractul cu CNI pentru finanțarea primăriei, încă nu s-a semnat, erau prevăzut niște bani, i-am luat de la capitolul 51-7130 la obiectivul primărie și i-am alocat acestui proiect. Pentru de în ce constă lucrurile astea? Cu dotările acestea, în ce spun este la sunt echipamente digitale, mobilier, table interactive, laptopuri, tablete, deci efectiv pentru toți copiii. Pentru toate unde fi noți, nu pentru toate școli. Toate valoarea este în jur de 15 miliarde. Total valoare toate. Astea sunt mulțumesc și pentru Somușca. Pentru toate școlile. Toate școlile și grădinițele. Toate școlile și grădinițele. Cu, se vor face vestiare peste tot, fiindcă clasă, copilul nu mai vine cu ghiozdanul la școală, ci vine, are vestiarul cu ea fiecare copil, adică o chestie modernă ca și în afară. Total valoare alocată timp pe NDR este de 1577, 1577.515,82 lei. Eu am fost prin școli, școlile noastre arată foarte bine și la un moment dat mă gândeam, zic, băi, păcat, păcat totuși că mobilierul nostru, dar ne modernizăm. O să vedem cui să dăm băncile care și care nu o să ne mai trebuiască, știi? Dar e un lucru pozitiv totuși când ne-au dat băncile. Vedeam astfel la știri. Sunt școli care o să fie gata prin ianuarie, februarie. Da. Care o să fie gata. Bun, problema este că fie și noi va trebui, când începem cu școala, nu acum, cu mobilierul, începem cu școlile astea, reabilitarea școlilor. O să fie aici, probabil, clasa aici, clasă dincolo, o să fie grădinița pe care am recepționat-o acum. O să vedem și de acolo, băgăm vreo două clase, adică va trebui și noi să ne descurcăm și aici cu CDI-ul, vom băga o clasă. Asta e și la Somușca la fel, avem bibliotecă, nu bibliotecă, ce este alături de acolo? A fost o grădiniță. Grădinița de alături, acolo vom băga copiii, va fi căminul și acolo vom pune la dispoziție, poate la Buda, vom solicita părintelui, când la școală nu vom noi, să ne dea clădire, clădirea care avem acum, sau eventual trebuie găsite soluții. Dar toate școlile noastre, cele trei școli, vor intra în reabilitate. Și nu știu dacă într-o vacanță se va termina, că lucrurile sunt de anvergură, se schimbă acoperișul, se schimbă tavanele, se schimbă geamul, se schimbă uși, tot, inclusiv jos, se pune parchetul, se pune de la zero, ca și cum ar fi sistemul de încălzire. Deci va fi de treabă, așa, multă treabă va fi, și va trebui să găsim soluții. Dar vom găsi, cred. Bun, nu mai sunt de vot, până la vot. Proiectul numărul 6. Cine este pentru? 8 voturi. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor imobile în suprafață totală de 864 metri pătrat, situat în Valea Mică, cu Margele, la județul Macău, strada principală, numărul 1, identificat de CF 603-60309, Asociației Maghiare Orceanului din Moldova și aprobarea draftului de contract. Știu că la nivel de comună au mai fost comentarii și vor fi comentarii, pentru că gura lumii nu putem chiar, fiecare are din părerea noastră. Părerea mea este că este un lucru pozitiv ca să dăm acestor copii, sunt, până la urmă sunt copiii noștri, că învață în maghiară, că învață în orice limbă, cultura nu are granițe. Cum știți și voi, știu și eu că sunt copii plecați de la noi din Cleja care au absolvit facultăți prin Ungaria și sunt foarte bine, unii se întorc acasă și se întorc cu studii superioare, iar faptul că este cineva care ajută acești copii. Mulți dintre ei poate n-ar avea șansa asta ca să meargă la unități, să meargă să studieze la, cum să spună,
să se continue studiile și atunci eu zic că e o chestie benefică. La ora actuală ei funcționează în aceste clădiri, dar faptul că nu se poate, adică ca să se poată întreține aceste clădiri, ele trebuie să aibă un fundament juridic, adică trebuie să le închiriem pe 10 ani în care ei să poată obține niște fonduri ca să poată repara aceste clădiri. Noi nu avem bani și nici nu avem nevoie de aceste clădiri la ora actuală să folosim, să facem altceva în aceste clădiri. De asta vă rog ca să votați și să... Este un... O întrebare de clarificare, se poate? Să vedem dacă toată lumea e de acord cu amendamentul. Se votează amendamentul. Da. Toată lumea, da? Vă voturi pentru amendament. Aveți cuvânt. Am văzut că sunt 840 și ceva de metri pătrați. Se referă la clădiri, acolo mai e și parcul dinspre șosea, care urmea să fie reabilitat, nu? Terenul de sport și terenul din spate. 840, ce e inclus? 864, nu e clădirea școală. Eu știți, am anexa din spate. Magazia, nu? Magazia. Și terenul, pe unde să ai patru cerți. Deci ascultă, intră și terenul de sport, nu intră și spatele. Intră numai câte la ora de școală și până în capă. Ăștia, acolo avem 800. Și nici parcul dinspre șosea. Nu? Școala, dacă ai două nivele, se iau, știi, ca și mai cei pătrați. Nu sunt două nivele, e un singur. Uitați, aveți aici. Uitați delimitarea aici, așa. Deci asta este... Fă și asta până da, deci parcul nu este inclus. Începe parcul, nu este inclus, terenul de sport aici nu este inclus, deci nu a fost și asta direct, probabil pentru că... Școala, magazin și are exact care este. Dar parcul a început execuția, a început execuția. Deci da. Parcul e deja cât de curând să se va avea. Ce se face? Nu mai sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? O pe vot pentru. La diverse. La diverse aș avea eu. Am înțeles că se schimbă transportatorul la Cluj. Este adevărat să iei zbun? Nu. Am înțeles. Deci s-a licitat, dar încă nu s-a... nu s-a desemnat câștigătorul. Pe 7 septembrie se va afla câștigătorul, se va desemna câștigătorul. Dacă nu vor fi contestații până atunci. Dar licitația unde se organizează? La Consiliul Județean. Se ocupă de... Noi nu știm serviciul de transport. Pentru că am fost întrebat de foarte mulți oameni, domne, dar nu știm cine va fi. Pe 7 septembrie... E atribuția noastră sau a cui? Nu, este a Consiliului Județean, s-a făcut licitație, câștigătorul nu se știe. În momentul, pe data de 7 septembrie, se dă câștigătorul și după aceea să vedem cine este și în ce condiții să iei abonamente și să... De unde se vor ridica abonamente, va fi... S-ar putea nu și eu știu dacă s-ar putea să rămână ăștia. Da, că nu vor fi contestații, pe 7 septembrie se va ști sigur... Da, da, e o problemă, că da. Pe septembrie începe școala și nu... Va fi... O să fie o zi, două. Că imediat se mobilizează toată lumea și pentru că totuși cred că nu o să fie întrerupt de pe o zi pe alta. Adică deci noi Consiliul Local Cleja nu avem niciun cuvânt de spus în treaba asta cu licitația pentru transportul. Nu avem. Noi suntem, Consiliul Județean este cu licitațiile, ei sunt cu transportul public interjudețean, ei organizează la nivel de județ. Această informație cu schimbarea furnizorului de cea a transportatorului este o informație mai veche, mă refer de prin luna martie, aprilie, când chiar s-a discutat în ședința acest lucru. Nici atunci nu știam nimic, dar pe informații pe alte surse este că transportul public nu s-a prezentat și cel care o să câștige are cea mai mare problemă care ne doare noi ca cetățeni. Este vorba de transportul elevilor.
Deci să nu uităm un singur lucru, că dimineața, deci transport public punea la dispoziție la dimineața la ora 7, 3 autobuze. La 3 fără 20, la fel. Gândiți-vă că marea problemă care o să avem noi și cetățenii o să vină nemulțumiți, o să vină în primul rând pe acest aspect. După care, că cei care sunt navetiști, mai mult sau mai puțin, sau cei care circulă ocazional, poate să meargă cu orice formă de transport, dar nu și elevii. Nu mai zic că în această categorie vor intra și cadrele didactice care trebuie, o parte de ei care trebuie să vină la serviciu. Da, dar nu este. Acum nu putem să ascundem acest lucru, că nu știm. Deci, pe anumite surse că nu s-a prezentat la solicitarea, nu știu, X, Y. Dar nu sunt surse oficiale. Nu, nu. Dar nu s-a prezentat ca să vină să facă contract. Cel care vine, în primul rând, haideți să termin discuția, în primul rând, ca să vină să ai volumul ăsta de mașini, conform regulamentelor de transport, trebuie să ai director de, mă rog, cei care au fost pe stație. Dar eu bănuiesc că cineva care se prezintă la licitație știe de lucrul ăsta. Adică nu poate să prezinte la licitație cu un singur autobuz. Păi nu, o să vină cu două, trei autobuze, dar nu are de unde după aceea. Nu să le decontăm după aceea. Noi, cei care au fost acolo și nu ne-ați interesat de sat. Eu cred că nu trebuie să adoptăm politica drogului de sat. Nu este. Eu zic bine. Că este un caiet de sarcini. Bine întocmit, se știe numărul de persoane care circulă în Cleja și am înțeles că cineva că o să vină cu microbuze. Da, să vină cu microbuze. Dacă bagă 10 microbuze una după alta, n-are decât să vină cu ce să-mi ducă cetățenii și să aibă și cine știe totdeauna o schimbare poate aduce și un pic de plus. S-ar putea să fie niște autobuze mai bune, s-ar putea să fie niște... Da, plusul revine ca să vă dau tot ca informație prețul lui transport la Bacu, nu o să fie 9 lei, ci o să fie 13. O fi și asta, dar... Deci asta se vă dau așa, că tot așa se presupune. Da. Și deci, aveți informația concretă? 90%. Dintr-o bârfă. Dintr-o bârfă. Ideea este că nu e vorba neapărat cine este. Nu mă deranjează. Problema este că chiar dacă o să fie mai scump, până la urmă, asta e piața, trebuie să mergem înainte. Este vorba de volumul de mijloace de transport, dacă este capabil să le pună la dispoziție. Eu cred, domnul primar, că ar trebui să spui, bă, Xulescule, cine ești câștigător? Mie dimineață îmi pui la dispoziție acest program că dacă nu se încadrează. Întâmplător știm că... A trebuit să vă votăm președintele Consiliului Județean. Că... Nu. Consiliul Județean de ce? Chiar vorbim. Nu e. Deci, ținând cont că Consiliul Județean nu poate să hotărească și pe domeniul drumurile comunale. Deci drumul comunal când intră prin Cleja este a comunei, unde e responsabilitatea. A județului. Unitatea administrativă este județul. Plus că mai avem un corezent. Când s-a licitat mai de mult traseul Cleja, a fost după istoria cu privatul și după acele transport public, s-a continuat după aceea și a făcut traseul Bacău-Somușca. Bun, deci, doamne, poate să vină, deci, ai luat Cleja, ok, du-te, domnule, la Somușca, mai, du cumva oamenii ăștia și-a dat înapoi. Spuneți-mi atât. Și mie, aveți vreo propunere? Eu, da. Este trebuie să deschide uși. Dumneavoastră sunteți cu mare și... Aici nu-i de uși. Cine câștigă licitația, ăla, cu ăla vom discuta. Când va fi timpul. Acum n-ai nici nu știi cine câștigă. Am eu o propunere. Dacă va fi întrerupt și nu va mai furniza nimeni serviciu, ca microbuzul școlar care duce elevii de la școala primară și gimnazială, să ducă elevii de liceu la gară, deocamdată avem o problemă. Deocamdată avem o problemă. N-avem șofer pentru copiii noștri. N-avem în primul rând, nu ne-au aprobat. Trebuie să facă. Măcar să ducă până la intrare în Bacău și apoi să mergi cu altul. Trebuie să facă o ordonanță acum pe care să fie activ să angajăm șofer. Nu avem șofer, nu avem voie să angajăm. Da, asta e. Și acum se licitează și transportatorul sau și rutele din nou? Că au mai fost licitate rutele acum un an sau doi, parcă. Doar transportatorul, nu? Din câte știm, nu e transportatorul. Noi discutăm de partea noastră. Aici, transportatorul. Deci, poate o să vină mai bun. Poate o să vină. N-avem de unde știți. Da. Câștigă omul și cumpără microbuze, leasing.
20 la 30. Mai rovineta care este o problemă. Dacă va veni cu 3 mașini, o să fie o problemă între ele. Da, se știu problemele. Știi care transportator, știi fiecare zon, știi fiecare urmă. Adică este o știință. Nu se va prezenta cineva la licitație care are un microbus sau un microbus. Este un conștiință de lucrul ăsta. Este clauze. Deci pe 7 se va vota Județean, da? Nu se va vota, se va stabili. Nu mai sunt probleme. Mai vreau primarul. Cine ar fi stadiu proiectului cu drumul? Da, astăzi am deschis oferte, avem un singur ofertă. E important, bine că avem. Dar să vedem cine este cineva. Nu știm, e din Botoșani, a venit o firmă. O asociere, o firmă din Botoșani, de Botoșani. Da, să vedem. Important să te rugăm. Așteptăm să te rugăm. Este prima etapă. Am deschis, nu știm cu suma, nu știm, observăm la iată. Când, până când se pot depune dosare? Care e termenul limită? Deci, termenul limit a fost 31.08, astăzi, orele 15, înainte de a veni aici. Am vizualizat, este un ofertant, de acum îi analizăm documentele. Mai mult de 30 zile nu are cum să durează. După 30 zile, cât mai durează până când ai putea? Poate să-l difundă cineva contestație? Nu, nu are nimeni, nu, o să difundă că nu mai ofertă nimeni. Nu, contestație, nu, doar clarificări, dacă cumva documentația nu este completă. Așa, să cerem clarificări. Deci, cam în 30 de zile, adică într-o lună ar trebui să apucă de treabă? Da, să terminăm licitația și apoi să apucă de treabă în 7 zile. Am înțeles. Deci, avem autorizație, doar executantul. E clar, ședința închisă. Am și o întrebare. Cum când închizi? Am întrebat o mânare de cap de jumătate de oră și nu trebuie să întoarce. Niciun domn, vreau să depun mai bine. Fără acordul tuturor. Că așa vrei tu, mă vei. Da, vă rog frumos dacă îmi permiteți. În câteva ședințe în urmă, un coleg de-a fost consilier a deschis un subiect pentru mine practic important. Deci, atât s-au alocat niște măriri de salarii pentru unele persoane, nu știu, 10%, 20% pentru niște persoane care practic merită niște măriri. Am intrat pe lege, am căutat și, într-adevăr, se pot aloca niște bani pentru unele persoane care practic fac proiecte pe fonduri europene. Și am înțeles că și noi ne încadrăm într-un fel sau altul în acel proiect. Nu știu, eu n-am uitat în ședință, practic, poate n-am fost la ședința respectivă, să fie aprobat vreodată mărirea salariilor pe această lege. Deci am înțeles că sunt persoane care au primit 10%, 20%, 45% sau chiar și 50%. Vreți să mă lămuriți, vă rog, ca să nu mă iau după alte vorbe, știți? În fiecare, la mână, la sfârșitul lunii, se vine și se spune s-a făcut asta, s-a făcut asta, s-a făcut asta. Cu un anumit timp efectiv care s-a lucrat, și se spune în funcție de numărul de ore care s-a făcut, 10%, 20% conform legii. Ați vrea să mai clarificați ceva. E important. Sunt niște cifre, 10%, 20%, 50%. Din ce? Salariul de bază a omului. Deci nu din proiect sau cum l-am crezut unii pe... Din salariul de bază. S-a alocat, eu știu, 10% la o persoană, 20% la altă persoană și undeva acolo, într-un colț, persoanele cele mai importante din comunitatea noastră au luat, primii doi au luat câte 46% acești bani în fiecare lună? În fiecare lună, da. Până vă terminați mandatul, nu? Până se termină proiectul. Proiectul. Păi proiectul. Bun, banii ăștia se acordă doar pe proiectele din fonduri europene, da? Da. Pe care proiecte? Păi ia spune că sunt PNRR-ul. Deci stai așa, PNRR-ul. Nu, să spun. Avem drumuri Angel Salin. Aia nu se ia niciun bar. Acolo nu se ia. Bun, altceva. C5,
PNRR este școala numărul 2 de la... Corect. Pe POIM, programul operațional de infrastructură, nu, pe Agenția de Mediu, este școala numărul 1. Aia nu se ia bani. Școala numărul 1, nici pe aia nu se ia bani. Pe școala din Somușca, tot fonduri europene. Pe PNRR. Da, am înțeles. Așa. Ce e pe PNRR? Pe Angel Salini. Nu sunt fonduri care vin de la guvern, prin fondul guvernamental, pe toată țara. Deci, pe Angel Salini. Nu, ele sunt fonduri europene. Fonduri europene. Dar eu am înțeles că acești bani se alocă numai primăriilor sau primarilor și viceprimarilor care atrag fonduri europene proprii, nu să aducă, vine prin ce înseamnă propriu, domnule? Păi, o să facă cum face. Aceștia vin de undeva. Cine a tras acești bani? Primăria Cleja? Primarul Clejei? Sau, practic, banii vin alocați din programul? Noi, pe baza proiectelor aprobate de voi. Ok. Asta, nu că nu eram lămuri, deci proiectele care au fost făcute, legea spune pentru implicare, pentru responsabilitate, pentru tot ce ai tu, pentru că răspunzi de anumit, că vezi că toată ziua ești la poliție, toată ziua vin tot reclamagii, tot pentru că ești răspunzător pentru ceea ce faci, îți se aprobă aceste zile, legea. Mi s-a părut fenomenal de mult. Și mie mi s-a părut 45 de milioane să iei. Dar până la urmă, asta e legea și n-avem lucrurile. Bun, dacă îmi permiteți, mai am un ședințe și nu ții minte de asta. Nu ții minte de asta. Nu, că nu trebuie spune ca să aprobe Consiliul Local. Nu. Ce întrebare am eu ca să îți clarificăm? Domnule, nu am terminat, vă frumos. Nu, ca să clarificăm situația, că să mai discutăm. Banii ăștia vin de la proiecte sau din bugetul local? Asta e întrebarea. Din bugetul local. Deci să înțeleg că în fiecare lună domnul primar, domnul viceprimar și alte persoane primesc de 45 de milioane pe lună. Domnul primar și domnul viceprimar. Este 45% pentru primar și viceprimar, 45% deoarece avem o anumită valoare. Vreau să vă informez că am depășit acea valoare. Domnul primar și domnul viceprimar ar trebui să primească acum 50%. Că s-a depășit, s-a mai semnat un proiect pe PNRR, se semnează acum proiectul pe AFIR, au depășit acel 45%, dar nu s-a acordat nimic. Iar pentru cei care lucrează în cadrul proiectului și formează echipa de proiect, se acordă un procent în funcție de orele lucrate. Dacă lucrezi până în 20 de ore, ai 10%, dacă lucrezi între 20 și 40 de ore, ai 20%, dacă lucrezi peste 40 de ore, ai 30%. Contorizarea acestor ore se face cu hârtie în spate. Efectiv, tu spui, da, am analizat Dalii pentru școala numărul 2. În spate, ai procesul verbal al echipei de proiect și spui ce ai analizat. Ai 7 pagini întocmite sau câte sunt. Deci așa se face decontarea pe PNRR. Deci înțeleg că la orele astea, dacă persoană vine, ești după programul sau după... De obicei nu ne încadrăm în timpul programului de servici, pentru că pe lângă aceste proiecte, noi mai avem proiecte de investiții și pe bugetul local. Mai avem Angel Salini care nu se plătește, mai avem mediul care nu se plătește. De obicei, să știți că se stă peste program, se poate observa lucrul ăsta, mașinile sunt în parcare, se poate observa că se stă peste program pentru că nu ne încadrăm în timpul de 8 ore cu toate proiectele. Aici a apărut o problemă, eu și cu, dacă s-a ridicat problema asta cu primarul, zice, eu am vrut să nici să nu ia. Numai că problema este, dacă nu luam bani, nu putea lua, nu poate lua echipa de proiect. Legea, și la noi apare legea. Legea de cei care implementează proiecte europene, li se acordă atât, suma de. Deci asta ca să mai precizăm un lucru. La data semnării contractului de finanțare, funcționarii publici și domnul primar și domnul viceprimar au anumite răspunderi. Funcționarul public are o fișă a postului. În momentul în care i-ai dat o funcție în echipa de proiect, l-ai numit în echipa de proiect, mai are încă o fișă a postului cu toate atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru acel proiect. În condițiile în care, peste 2 ani, 3 ani, se observă că ceva nu a implementat corect sau cineva îți dă peste mână că nu este implementat corect, deci tu ești pasibil de corecție financiară pentru veniturile încasate. Deci legislația este foarte clară. Da, așa este. Bun, și dacă acel proiect nu se duce până la capăt? Da, nu.
Deci ei facă numai, rămâne la faza de dar, nu, dar nu există pentru că noi, la semnarea contractului... Avem contract de finanțare. Până nu semnezi contract, până nu încep să implementezi... Adică trebuie să primesc până ce nu e contract de finanțare. Până nu e contract de finanțare, nu s-a primit niciun leu, să știți. Până s-a primit încă vreo 4 luni cu semnarea contract de finanțare. Deja când încep să implementez, atunci demonstrez că încep să lucrez la proiectul votat. Da, puneți de răspunde și de ceva, doamna Cristina, da. Și nu aș vrea să vă contrazic, doar aș vrea să punctez un lucru. Codul muncii pentru noi care lucrăm în privat, știți că este diferit de codul funcțional public, unde acolo răspunderile astea sunt clar definite, adică nu trebuie să exagerăm. Da, funcționarul public este păzit de acel cod al funcționarului public, mai mult, puțin mai mult decât cei care lucrează în privat. Doar atât am văzut. Da, nu fără să... Da, există diferență. Dacă vine un audit sau îți vine o lapă în control, da? Da. Stabilește ce s-a făcut, ce nu s-a făcut corect, care este corecția. E, acea corecție, când vine curtea de conturi, să știți că o impută. Pui o impută celor care au făcut. Și, în general, să ia, acum este legea care funcționarul public, care a semnat, care așa, răspunde. Răspunde solidar cu șeful sau cu cine a contrasemnat. Sau cu instituția. Cu cine a contrasemnat. Da, la noi e mai simplu. Răspunde fiecare persoană fizică în privat. Da, adică noi, nu e o... Da, și noi răspund. Adică aveți niște portițe și puțin mai... Sunteți puțin mai păziți de lege decât... Am avut cazul de recuperare. Foarte puțin, cine a greșit? Cine a greșit? Cutărescu s-a recuperat de la Cutărescu. Da. Portițele sau cam închet, vedeți și doamna Clotilde Arman nu are probleme cu proiecte europene, cu ceva de genul. Păi din controle, corecții, dar eu sunt manager de proiect. Nu am mai avut o discuție în contradictor, doamna Cristina, dacă vă aduceți aminte. Și aș vrea ca... Sper să fie constructiv. Păi tocmai de asta. Și aș vrea să vă spun un lucru. Nu cred că e cineva de aici care... nu știu, din partea mea puteți să luați dumneavoastră sau alți funcționari și 100 de milioane și 150 de milioane și 200 de milioane. Problema noastră, problema noastră este că mergem pe stradă să vedem lucrurile întâmplate. Asta e toată treaba. Nu voi putea să depășești domnul viceprimar. Dar nu contează, domnul viceprimar. Dar nu, eu nu am zis de dumneavoastră neapărat. Poate să iei funcționarul și 200 de milioane. Dar o să vedeți. O să vedeți rezultate. Când mergi pe stradă și lucrurile se întâmplă și se văd în jur rezultate, atunci banii au fost meritați. Mâine se toarnă placa de la sala de sport. Tot așa au spus așa, domne, de obicei că se toarnă această placă, primarul trebuie să vină de un știuț aici așa. Deci mâine, dacă vreți să veniți, bem o bere acolo, că se toarnă placă, la sala de sport. Nu avem timp de așa. Acum, să știți, dacă vă amintiți, chiar cu acordul dumneavoastră la sala de sport, să știți că am avut 8 hotărâri de Consiliu Local. Am cumpărat teren, am alipit, am... Deci, și toate astea necesită... Eu cred că salariul era... suficient, acum să fim realiști, să știi ce bani doar de care am aflat acum, am aflat de banii ăștia pur și simplu și trebuia să vă întreb. Am înțeles. Întrebarea e, oare mai aflăm și alte chestii pe care eu știu că tot o să apară bani acolo, bani, știți, și ne trezim la sfârșitul mandatului. Ce-ați vrea? Nu întrebați mă pe mine, vă spun direct. Ok, o să vă întreb acum, dar să-mi ziceți adevărul și direct. Domnul Cata, dacă mergeți un pic în legislația despre specialitate care acordă aceste sporuri, nu, o să vedeți scopul pe care îl are să formeze profesioniști, să formeze oameni din cadrul autorităților locale, să nu mai apeleze la SECE cutare, să aibă proprii specialiști în unitatea administrativ teritorială, să poată accesa singură fonduri, să poată să se discute doamna singură. Cristina, asta este scopul. Dar eu mă supăr. Dar chestia asta o aud de acum, știți, de ani de zile. Eu m-am spus prima dată acum. Nu, discuțiile astea cu fondurile europene și cu atracția de bani, o auzim, am discutat-o de când a fost dumneavoastră în primărie, ați venit anume ca să aduceți fonduri europene. Am înțeles mai mult ca cu o lună, două, trei în urmă, am fost la primărie cu o lună în urmă și am mai văzut încă o persoană angajată, presupun tot la... Tot la fonduri europene. Tot la fonduri europene, ok. Nu știu, doar am avut o persoană și nu știam cine e. Practic este bine ca angajat, dar deci astfel formați profesioniști din cadrul primăriei. Bun, păi ori formați, ori angajați. Păi ca să formiezi, nu trebuie să angajezi pe cineva să formiezi. A forma înseamnă a luat pe cineva și a-l pregăti pentru acel lucru. Deci îi aducem ce îi formăm. Pe urmă îi trimitem la facultate și... Nu. Ești într-o direcție greșită, domnul. Îmi pare rău, domnul. La angajare, la angajare pe soare. Mulțumesc că m-am
putem angaja fără studii superioare. Deci dacă postul prevede superioare, omul are studii superioare, trebuie să aibă vechime, are vechime. Îl formăm în sensul în care implementăm un proiect PNRR, îl formăm. Deci știe să citească ghidul, știe să aplice ghidul, știe să facă raportări, știe să facă calcule, știe să organizeze o comisie de recepție. Aici, doamna, a deschis un subiect mai vast și mai, cum să zic, mai sensibil, despre care se vorbește foarte mult timp, despre cum măsurăm performanța funcționarului public. Spuneți că aveți oameni pe care, da, prin aplicarea proiectelor, da, le dați 10% în funcție de ore lucrate, dar orele alea lucrate, și eu pot să lucrez 12 ore într-o zi să nu fac nimic. Nu. Să n-am rezultat. Nu. Asta e un subiect destul de amplu. Cum măsurăm noi performanța funcționarului public? Performanța este în felul următor. Dacă din 10 raportări, 8 sau 9 sunt corecte, nu le întoarcem înapoi, înseamnă că omul este performant. Dacă am 4, înseamnă că mai am de lucru cu acel om ca să-l ajut să ajungă la 8 raportări corecte. Bine, această chestie poate fi extinsă la majoritate sau la tot aparatul administrativ. Acum sunt curioasă cum se face evaluarea în sistemul privat. Cu psiholog se face, să știți, de multe ori. Acum am mai zis că și psiholog. Nu, dar ca să știți că evaluarea se face inclusiv cu psihologi care văd dacă... Aveți și noi evaluare psihologică prin medicina de familie. A fost făcut ultima audit, de exemplu. Ultima audit. Ultima audit a fost... Pe partea de personal. În 2021? 2021. Și ca măsuri așa ce s-au? Ca măsuri ne-a dispus angajare și la impozit și taxe locale să ne angajăm în loc. Acum guvernul nu vă mai dă voie. Dacă vă uitați, totuși legea nu are angajat foarte mulți. Deci, întrebați și la alte primării, că sunt la nivel față de organigramă, da, care prevede un număr de 40, dacă nu știu, da, 40, suntem sub organigramă. Da. Acum, da. Am încercat să mai scăpăm din ei, dacă nici legea nu îți dă voie să scăp. Dacă n-ai cu cine lucra, trebuie să angajezi, totuși să lucrezi. Da, mie nu e clar ordonanța asta pe care a dat-o guvernul. Nu mai aveți voie să angajați. Acum 45.000 te-a dat de calificări. Nu, adică mai mult decât organigramă. Petricul care a murit. Și eu n-am nici șofer pe microbus acum. Încep școala. Cu cine era? De unde se pune șoferul? Șoferul de pe camion. Vreau un lucru. Legea prevede când este o persoană angajată în concediu medical să fie verificată la domiciliu. Pentru că știți cum ai fost în concediu medical și erau postate poze de trimitare și așa mai departe. Dar nu mai prevede legea. A fost o leacă legea. Dar bun, a stricat ea. Dar e o numărare.